În ajun de 8 martie, încărcați cu flori și daruri, primarul satului Karabetovka și o angajată a primăriei le-au făcut o vizită femeilor din familiile social vulnerabile din sat. Noi de la primărie am venit, am fost și anul trecut, venim și anul ăsta. De Doamne ne tare și sănătoasă, că noi azi venim. Îți dorim mult sănătate, să pe parcursul anului 2017 să nu bolești, să ai bucurii numai de la copii, de la nepoți, de la noi și de la primărie și sănătoasă. Ține o floare, șeca și un coș cu niște produse și sănătoasă. Pentru femei, aceste daruri din partea primarului au fost o mare surpriză. E prima dată. Nici nu m-am așteptat cu așa ceva. Avem o emoție tare mare. Mult sănătate, dragoste și fericire. Mi-a plăcut, mulțumesc frumos. Dumnezeu să vă trimit sănătate și că ați venit și ne-ați văzut. Darurile au fost oferite în cadrul campaniei Sărbătoarea de 8 martie pentru toți, organizată la inițiativa primarului. Am selectat un grup de persoane care au nevoie de o atenție deosebită din partea primăriei Karabetovka. Aceste persoane sunt invalizi de diferite grupe, sunt persoane în etate, sunt persoane singure. Astfel să le facem ziua de 8 martie o zi mai frumoasă, o zi mai călduroasă și astfel credem noi că am adus primăvară în sufletele acestor persoane. Vreau să felicit toate doamnele și îndeoseb doamnele din satul Karabetovka, dorindu-le multă sănătate, mult succes, multă perseverență, să le dea Domnul familiei puternice. Edilul susține că asemenea acțiuni vor fi organizate și pe viitor.